Există o întrebare frecventă cu privire la utilitatea bucății de material absorbant găsită în multe caserole care conțin carne, legume sau fructe. Deși mulți oameni se întreabă la ce servește aceasta, puțin știu răspunsul. Unii cumpărători de carne, legume și fructe din hipermarket au observat probabil prezența unei bucăți de material absorbant sub produsele respective în caserole. Chiar dacă mulți nu acordă importanța acestui detaliu, este crucial de înțeles că această hârtie nu doar absorbe lichidul sau umezeala în exces, ci are și rolul de a menține bacteriile la distanță, contribuind astfel la menținerea sănătății consumatorilor. Materialul din caserola cu carnea întreagă sau carne tocată, fructe sau legume are rolul principal de a absorbi umezeala și excesul de lichid. Aceasta previne înmuirea excesivă a produselor și ajută la menținerea texturii și prospețimii acestora. Absorbția lichidului are ca rezultat o caserolă mai curată și reduce riscul de proliferare a bacteriilor care pot cauza probleme de sănătate. Astfel, materialul absorbant contribuie la menținerea calității și siguranței alimentelor. Absorbția excesului de lichid în caserolă previne scurgerile și împrăștirea acestuia în bucătărie atunci când caserola este deschisă. Astfel, hârtia absorbantă este utilă în menținerea curățenii și organizării în timpul manipulării și depozitării produselor alimentare, relatează știri pe surse.ro.